Bine v-am găsit cu bucurie, dragi telespectatori! Sunt Teluța Florentina Stanciu, terapeut și formator holistic și vă prezint emisiunea Pasiuni armonizate cu viața la Terra Nova TV. Astăzi vorbim despre foarte multe pasiuni și nu putea fi o persoană mai potrivită decât un om cu foarte multe pasiuni. Foarte multe pasiuni experimentate de-a lungul vieții și cu un parcurs și un traseu absolut fascinant. Un om care a atins foarte multe inimi. Un om, aș zice chiar, cu foarte multe controverse, da, din idei, puncte de vedere interesante, le-aș putea spune, dar de la care simt că putem să primim curajul de a ne urma pasiunea, de a căuta acel lucru care să ne determine să devenim acea lumină în noi, să descoperim această lumină și să o accesăm la cel mai înalt mod. De ce nu? Și invitatul meu din această seară este Ovidiu Dragoș Argeșanu, medic, terapeut și autor. Sunt onorată să te am aici la noi în studio. Îți mulțumesc că ai spus da invitației mele și bine ai venit. Bine v-am găsit. Dragoș, tu ai foarte multe pasiuni, te-am urmărit. Într-adevăr, o parte importantă din munca ta este ca medic și terapeut, mai ales terapeut, dar ai foarte multe alte pasiuni despre care ai povestit, despre care ne-ai și arătat dovezi ale lor prin cărțile pe care le-ai scris. De fapt, pasiunile tale se reflectă în foarte multe din cărțile pe care tu le-ai scris. Cum ai reușit să ai curajul să accesezi atât de multe? Mie mi se pare o viață atât de plină, da? Uneori ai accesat zone, cum este și partea aceasta și pasiunea ta de a conduce mașini, de pilotajul, da, exact. Îl practici? Încă îl practici acum? Sau? Da, încă îl practic, tocmai mă gândesc. Trebuia și să mai iau. Nu trebuia mașină de antrenament, dar asta e altă povestea. Mașină de curse am, trebuia mașină de antrenament și să mă gândeam ce să fac. Dar, într-adevăr, vreau să rămân pentru că mi-aduce niște satisfacții. Plus că mai arde niște energie negativă. E o formă de, până la urmă, de sublimare. Cum ai început? Care au fost primele tale pasiuni de care ți-aduci aminte și ce a fost important pentru tine când ai decis să le urmezi? Pentru că tu ești într-adevăr omul care nu a contat, cel puțin din tot ceea ce eu am urmărit despre tine, uneori chiar nu a contat niciun fel de punct de vedere. Și dacă tu ai simțit să faci acel lucru, ai mers să-l explorezi, să-l cunoști mai bine și să-l experimentezi. Este ceea ce eu am simțit. Și mi-ar plăcea să știu de la început cum s-a format acest curaj. Mie mi se pare o formă foarte mare de curaj. Cred că, știți, absolut neîntâmplător că în părerea mea că nu e nimic întâmplător în viața asta. În vara asta m-am întâlnit cu un terapeut american. Foarte, foarte interesant. Și am făcut un schimb de experiență, el mi-a făcut mie terapie, eu am făcut lui și la un moment dat îmi spune, știi, partea asta ta de războinic, de justițiara ta se regăsește undeva în copilărie. Și, mă rog, am făcut practic o metodă de asta kineziologică. Și mi-a zis undeva pe la vârsta de 7-8 ani ai avut o problemă care ți-a schimbat complet asta. Și mi-am adus aminte că eram la ambasada din Austria și că băieții ambasadorului aduseseră niște iepuri. Și, mă rog, ei au plecat acasă că veneau în Viena doar în vacanțe și au lăsat iepuri în ambasadă. Și atunci un consul al ambasadorului
A zis că ce-i cu iepurii ăștia aici? Luați-i de aici. Și am zis, nu se poate. Aveam 7 ani. Că sunt iepurii băieților ambasadorului. Nu, zice, eu spun să luați-i băieți. Tu n-ai voie, n-ai cum să spui tu, pentru că tu ești consilier, nu ești ambasadorul. Ei, totul a degenerat într-un circ în care consul ăsta, consul, ținea iepurile de urechi, eu îl țineam de picioare și până când aveai paza, până nu și m-au convins să las iepurile să plece. Și de atunci, m-am gândit că nu o să fiu niciodată atât de slab și în momentul în care am venit în România, primul lucru pe care am spus tatălui meu, am zis vreau să mă duc, am văzut o imagine cu arte marțiale la televiziunea din Austria și când m-am întors în România, m-am întrebat ce vreau să fac ca sport și am zis asta. Și de atunci am început judo pe vreme la Dinamo. Am făcut vreo 3 ani și după aia mai departe am continuat cu karateul și mai știu ce. Deci asta este începutul artelor marțiale. Și într-adevăr mi-a prins foarte bine pentru că artele marțiale îți dau o disciplină și îți dau o capacitate de stăpânire de sine în momentul în care întâlnești rău. De ce? Pentru că să știți că cel mai greu este să nu lovești. Nu să lovești. Momentul în care ești rănit, să nu rănești. Momentul în care ești lovit, să nu lovești, să nu răspunzi cu aceeași monedă. E foarte greu. Deci aveam senseiul meu, Mircea Unguran, ne spunea că cea mai mare victorie a lui, împotriva lui însuși, a fost momentul în care un bețiv s-a luat de soția lui și s-a dat frumos jos din tramvai fără să facă nimic. Adică să nu reacționeze la. Asta, mă rog, este în evoluția artelor marțiale. Bun, dar asta mi-a dat o rigurozitate, o tenacitate, aș putea spune, care specifică celor care fac arte marțiale și vine că un curaj. Bun, dar cu adevărat ce îmi doresc să fac, cred că a plecat în studenție. Studenție am trecut prin tot felul de etape ale vieții mele, dar știu că la un moment dat am găsit o carte. Și cartea aia se numea Obsesia lui Lloyd Douglas, cel care a scris și Ben Hur și Cămașa lui Hristos. Și acolo era vorba despre posibilitatea de a obține ceea ce îți dorești dacă faci lucruri bine fără să ceri recompensă. Și era o chestie foarte simplă, trebuia să ajuți oameni fără să aștepți nimic în schimb. Și la un moment dat m-a întrebat cum am obținut treaba asta și, sincer, m-am înduit. Deși mi se părea în sufletul meu că era, m-am înduit și am zis, bă, dar n-am nimic de pierdut până la urmă. Ce contează? Și am început să... Era vorba să dai bani fără să ceri înapoi, să îi ajuți pe alții în diverse forme de servicii, de... După aia când am ajuns prin mănăstire post. Și ideea era că, la un moment dat, îți vine un înger și îngerul te întreabă ce vrei. Și s-a întâmplat treaba asta după vreo 7 ani, adică asta se întâmpla când eram în anul întâi și vreo 5 ani, că eram în anul 5 de facultate de medicină, dar era asta anul întâi de construcție, deci după vreo 7 ani. Deci a durat ceva, dar și uitasem, vreau să spun că îți intră în obișnuință la un moment dat dacă îl faci. Să ajuți, să postești pentru alții, să te rogi, să aprinzi. Practic este o lege divină. O lege divină, da. O lege divină și ca orice lege divină, așa, bine, da, respectată, da, vin beneficiile. Exact. Și într-o zi m-am trezit efectiv. Îmi place, știți cum gândesc medici, asta e partea deschisă. Și m-am trezit în față cu un înger, deci este, când apare un înger, este de nedescris. Adică nu există că ți s-a părut, nu, când apare, apare. Bine că după aia faci cruci, faci toate alea ca să vezi, nu e altceva, nu, că pe vremea aia mergeam prin mănăstiri și m-a întrebat ce vrei. Și am zis, ce să vreau? Zice, m-a trimis, era Gabriel. Zice, m-a trimis Dumnezeu să te întreb ce vrei. Păi nu știu ce vreau. Ce să mă gândesc? Când poți să te gândești când îți apare pe loc? Și uitați-mă cu 7 ani în urmă.
Zice, da, ai dreptul să-ți alegi un dar. Hotărăște-te. Mă gândeam, aveam pe vremea 20 și nu știu câți de ani, 28 de ani, zic, bă, să încep să cânt, e cam târziu, să fac nu știu ce. E tot așa? Zic, bă, ce mi-a plăcea? Mă cochetasem cu diverse lucruri. Când eram student, mă apucasem să îmi notez idei, că mi se părea interesant. E o idee și să o dezvolți și să te gândești la ea. Zic, cred că mi-ar plăcea să scriu. Și într-adevăr, în momentul respectiv, simți așa o energie, vine, puf, te lovește în cap. Și atunci am scris prima mea poezie. Eu am fost dezastru la limba și literatura română, în sensul că am scris și urât, nici nu am avut o capacitate de memorare deloc. Nici nu mi-a plăcut. Mi-a plăcut să citesc, da. Mult fortuit așa de prima mea prietenă, dar nu pot să zic că atunci am scris prima mea poezie și am avut talente de astea. Și de atunci? Și de atunci m-am apucat să scriu. Până în prezent? Da, am început să scriu. 14 cărți spuneai? Cred că 14, cam așa. Sincer, nu mă gândesc la ele. Mi s-a părut foarte interesant să le văd pe ecran. Pentru mine cărțile sunt un proiect încheiat. Adică nu mai gândesc niciodată la ele, doar când le revăd. Și de obicei le revăd la 10. Asta înseamnă că n-ai mai vrea să mai continui să scrii? Ba da, nu. Fiecare carte e un proiect încheiat. Ca o etapă. O etapă din viața mea. Fiecare etapă, fiecare carte reprezintă un moment al vieții mele. Apropo de asta, spuneai din ceea ce am urmărit că părinții, până la urmă, exact așa cum aceste arte marțiale pentru tine au fost importante, și părinții sau ceea ce ai primit de la ei, influența lor până la urmă, te-au clădit ca persoana care ai devenit azi. Da, tatăl meu a fost militar de carieră. După ce, fiind militar de carieră, mă rog, a fost luat de Ministerul de Externe, deci a intrat în serviciile, era transmisionist și atunci a intrat în serviciile de externe. Mama mea e economist, deci partea de rigurozitate o am de la mama, partea de curiozitate și... Deci noi am crescut cu... Nu puteai să spui în fața tatălui meu, nu puteai să-i spui cred că... Nu există cred. Ori știi, ori nu știi, nu există cred. Și a avut dreptate. Eu nu mai cred în credință oarbă. Cred că... De ce? Pentru că am observat că cele mai mari orori le-au făcut credincioșii, nu oamenii care învață, nu oamenii care știu. Pentru că eu știu că se provoiește foarte mult credința, dar credința creează o masă de oameni foarte ușor de manipulat. Eu nu merg loc pe credință și nici nu cred în credință. De ce nu cred? Pentru că, până la urmă, și apostolii lui Iisus au practicat spiritualitatea. Nu cred. Unii s-au înduit până când vorbeau, au murit și Toma și... Adică să fim serioși. Deci nu, credința și se vede că au practicat ceea ce au vrut, pentru că am mers cu ei. Să mergi totuși cu cineva 3 ani de zile, zi de zi, și să vezi niște lucruri, aia se numește trăire. Revenim acum la etapele reprezentate de cărți. Ai putea spune că din momentul în care ai început să scrii prima carte, cumva acolo am început să se clădească cu adevărat marile tale pasiuni pe care le-ai explorat de-a lungul vieții? Deloc. După prima carte m-am gândit că nu o să mai scriu niciodată. Deci când am terminat, nu prima. Prima pe care am scris-o a fost Devenirea. Și vă spun ceva, mi-a fost foarte frică să o scriu. Și asta și din cauza faptului că am avut un duhovnic, nu părinte, alergatul, ca să nu se comungă, dar nici nu vreau să-i spun numele, că nu vreau să-l cautește. Am avut un duhovnic care la un moment dat îi spuneam, părinte, dar adevărul e atât de simplu, de ce nu-l spuneam oamenilor? Și mi-a zis, zice, du-te și strigă în piață, vezi dacă nu are la spital. Și pe undeva mi-a, fără să știe, el m-a protejat, era menirea lui să mă protejeze. Mi-a sărit o frică de a spune adevărul, de a spune ceea ce crezi, de a spune, de exemplu, că sunt îngeri și că poate să-ți vină Gabriel. Deci am avut această frică, da? De ce? Te duceai la spital, nu? Ei,
Mi-a trebuit ceva timp să trec peste asta și atunci prima mea carte, Devenirea, am luat frânturi din viața și din experiențele mele, le-am făcut o carte, un roman și le-am dat drum. Și am dat drumul cărții respective. Este o carte inițiatică în care sunt foarte multe lucruri adevărate, dar de fapt sunt luate și făcute un personaj mai multe, dar efectiv sunt luate din viață. Ce vreau să te întreb acum este dacă ai simțit că mai nou sau de-a lungul timpului, până și cercetătorii au început să demonstreze științific foarte multe din lucrurile despre care tu până la urmă vorbești, dacă ai început să găsești cumva și partea aceasta de știință, da, care se îndreaptă. Acum avem neuroștiința, da, avem știința cuantică, avem foarte multe lucruri care încep să se dezvolte și să arate până la urmă aceste lucruri de care tu spuneai cumva că poate mie un pic teamă să spun despre ele. Să știți că în Atacul Psii, când am scris-o, Atacul Psii între știință și magie, am conceput-o ca pe lucrare de doctorat. Și m-am dus, prima oară m-am dus la profesorul Dulcan și i-a zis că el nu se mai ocupă de doctoranți. După aia am ajuns la profesor Romil și mi-a acceptat-o. Și lucrarea mea de doctorat se numea Atacul Psii între știință și magie. Și mi-a dat bibliografie. La Universitatea de Medicină. Da, la Facultatea de Medicină. Și i-am zis că ai titlul lucrării, ce reprezintă, ce vreau să fac și ce vreau să demonstre. Și a zis, ok, mi-a dat bibliografie, mi-a dat niște idei extraordinare. Nici nu știam că noi am avut niște psihologi extraordinari, dar necunoscuți în marea masă oameni. Și m-am apucat să fac, să scriu, să văd și la un moment dat spune, știi ce? Avem o problemă. Am primit o vizită și mi s-a spus că nu e bine ca această lucrare să apară. Și zice, eu îți propun să schimb titlul lucrării. Și am zis nu. Păi zice, de ce nu vrei să schimbăm titlul lucrării? O denumim altfel și o facem. Și am zis, zic, îmi pare rău, dar zic, pentru mine e foarte important titlul unei lucrări, pentru că aia mă inspiră. Eu plec de la titlu și după aia scriu restul. Dar îmi vine o idee să scriu despre. Atunci completez cercul ăla. Poți dezvolta până la urmă. Dezvolt. Și atunci am zis, nu, prefer să nu mai scriu. Și n-am mai scris lucrarea de doctorat. Și m-am dus foarte frumos, mi-am scris, am avut și cu asta niște, pe vremea erau dischete. E, n-am salvat ce era scris pe computer și după când am scris vreo jumătate mi s-a șters tot, am luat la început, adică a fost cu peripeții, am din astea când apare câte o chestie, câte o carte de asta mai specială și am scos Atacul Psii între știință și magie. Ei, în Atacul Psii între știință și magie se găsesc în anii 2000, să știți că la noi nu sunt cunoscute lucrările pentru care s-au luat premii Nobel, pentru că n-a nimeni niciun interes să o facă. Dar s-au luat premii Nobel, paradoxal, rușii. Eu nu înțeleg de ce nu scot, că dacă tot sunt rău, trebuie să-i scoată și pe ăștia. Numai pe muzicieni. Unul dintre cele mai multe premii Nobel le-au luat rușii pe o platformă, ea o platformă de știință, de studiu, un oraș, Novosibirsk. Absolut. După Revoluție, să știți că mulți dintre cercetătorii români au plecat acolo cu contracte, dacă vreți. Nu neapărat. Și, mă rog, ca idee. Ei, și asta este o platformă unde se studiază tot. Și multe dintre premiile Nobel sunt luate de rușii de la Novosibirsk. Ei, și printre ele efectul citopatic în oglindă, efectul citopatic în oglindă, care mi se pare că e de prin anii 70, nu mai țin minte, că, mă rog, nu m-a interesat. E trecut în carte. A fost demonstrat că boala este o problemă de informație, nu de virus, apropo de ultimele pandemii și mai știu ce. Adică ei au luat un țesut, l-au tăiat în două, unul l-a infectat cu un virus,
unul l-au lăsat sănătos, l-au băgat în niște plăci petrii deci izolate și unul l-au iradiat, ăsta bolnav, și după aia cu un sistem de ogliză au luat lumina, deci l-au iradiat până să fie totuși sănătos. Au luat lumina de pe țesutul sănătos, un kilometru de oglinzi și au proiectat-o pe țesutul sănătos. Și ghiși ce? S-a îmbolnăvit. Țesutul sănătos. Și a demonstrat că boala, deci, se știe din anii 80. Inteligența materiei, da? Înainte. Și au demonstrat că boala este o chestie de informație și nu de virus, că virusul e până la urmă o informație, n-are nicio formă. Chestia aia cu virusul care arată într-un anume fel, asta e o scornă alea minților bolnave. Nu există așa ceva, e informație. Ca la calculatorul. O linie. E. Și au demonstrat că ei au făcut cele mai bune aparate de biorezonanță care pot să distrugă, cum se cheamă, programe din astea negative. Și cartea mea se bazează pe efectul ăsta citotic în momentul în care demonstrează că totul este informație în univers, inclusiv boala, și încă o lucrare de doctorat din anii 2000, în care un cercetător, un psihanalist, a luat premiul Nobel pentru medicină, pentru că a demonstrat că ființele vii sunt capabile să-și transmită emoții și instincte. Începând cu șoareci. Deci el era psihanalist, a simțit principiul transferului din terapie și atunci ce a făcut? A zis, bă, trebuie să-l demonstrezi. Și a luat șoareci, etc., cu substanța reticulată, cu cântărit. Și a demonstrat, a luat premenul, demonstrând că noi suntem capabili să transmitem instincte, sentimente, gânduri. Bun. Și mă duc să iau lucrarea asta de la... Era, nu mai știu dacă e acum, era șefa catedrei de psihoterapie, psicanaliză. Și i-am zis, am și eu nevoie de lucrarea aia. Dar pentru ce trebuie? Zice, vreau să bag în lucrarea mea de doctorat. Și zice, dar ce vrei să demonstrezi? Vreau să demonstrez că magia există. Da? Da. Și zice, bun, dacă zici că magia, spune-mi într-o frază scurtă ce înseamnă magie. Și am zis, proiecție controlată în punct. Zice, atât de simplu. Zice, da, e foarte simplu. Pentru că fiind psihoterapeut știa ce e proiecție, dar știind ce înseamnă controlul, știa că poți să controlezi o proiecție și doar că o concentrezi într-un lucru, aia înțelege orice persoană. Și bineînțeles, totul pleacă de la... Că așa mi-a cerut un prieten de-al meu. Cum demonstrez că există magie? Și am zis, bă, tu crezi în telepatie? Da, sigur, există și eu am și cu maică mea și cu... Bun. E, dacă există posibilitatea asta ca două creiere să-și transmită un gând și gândul ăla e negativ, aia e magie. Și sunt studii, apropo, de... Da, asta era cu 20 de... Această știință cuantică, în care exact aceste lucruri sunt demonstrate. Ei, și așa am ajuns public. După aia, când am scris atacul psi, având dovezile științifice, mi-a fost foarte ușor să spun că am avut această șansă, că au scris alții înaintea mea și n-am făcut decât să leg... Și au fost și premiați până la urmă. Până. Am la bază niște premii Nobel, nu din curtea școlii. E, ideea este că și așa au înțeles foarte mulți. De ce? Vreau să vă spun ceva. Prima mea recunoaștere n-a fost nici de la medici, nici de la psihologi, nu. A fost de la maestri de arte marțiale. De ce? Și asta mi-a bucurat sufletul. Pentru că ei absolut toți știau că se poate ataca la distanță. Dar nu știau principiul, nu înțelegeam principiul, nu înțelegeau cum. Și când a apărut cartea mea și le-am zis, bă, noi putem să atacăm sau să fim atacați sau așa din cauză că, dă seama că eram de acolo. Și vorbim aici, practic, de partea aceasta când cineva este negativist, este absolut, într-o energie, imediat simțim. Adică este ceva foarte ușor palpabil este, și bineînțeles că, bine, dar una este când un om este doar negativ și alta este când este rău. Cert este că de acolo a plecat tot. Eu, când am scris prima oară atacul psi, m-am gândit, gata, am terminat cu magia, am scăpat de grijă. Mie nu mi-a plăcut că am fost asociat cu treaba asta, cu dezlegări, cu
ba zici că ești Baba Vanga și mai îmi trebuia un glob și nu, pentru că pe mine mă interesează să studiez. Când, dacă e, și vorbeam mai devreme, că dacă e să mă identific pe mine, mie, eu fac ce a făcut Paul Brunton, adică e vorba de Egiptul Secret, adică un, eu fac un fel de jurnalist spiritual. Vom reveni imediat la partea aceasta, să ne împărtășești mai multe. Acum, dragi telespectatori, luăm o scurtă pauză și revenim imediat cu noi informații ale invitatului nostru. Pe curând! Adu în viața ta armonie, bucurie și iubire. Cum ar fi dacă ai adăugat la toate acestea pasiune? Bine ați revenit alături de noi. Povesteai despre un jurnalist care te-a inspirat foarte mult în acest curaj de a explora, pentru că până la urmă eu înțeleg așa. Nu numai că ai fost pasionat de cunoaștere, dar practic ai avut curajul de a pune în practică ceea ce ai aflat din diverse surse. Și de a experimenta, de a simți dacă într-adevăr acest lucru se întâmplă așa cum se întâmplă, cum spune și la începutul emisiunii până la urmă. Ce ne poți spune despre acest jurnalist care te-a inspirat? Paul Brunton era unul dintre jurnaliștii cel mai respectați pentru obiectivitatea lui. Adică jurnaliștii au un renume. Da? E vorba de surse, de cât de adânc intră, cât curaj au în a afla lucrurile și cât curaj au să le și spună și tot așa. Și el s-a hotărât să studieze dacă există sau nu spiritualitate sau toți mistici ăștia orientali sunt niște mincinoși. Și atunci a plecat în căutarea oamenilor spirituali. Și primul popas este în Egipt. Așa apare cartea lui Egiptul Secret. După aia s-a dus în India, India Secretă. Și tot așa, până când ajunge, mă dau seama că ajunge la nivelul să înțeleagă ce e la supraeu. Pentru că una dintre cărțile lui se cheamă În căutarea supraeului. Adică diferența dintre un jurnalist care habar la mea de spiritualitate și unul care ajunge să știe că există un supraeu și că mai trebuie să și caut. Și a aflat doar luând această decizie, de a avea să studieze spiritualitatea. Să caute și să o experimenteze până la urmă. Păi nu. Și ce se întâmplă cu spiritualitatea? Spiritualitatea nu merge, dacă vrei să o studiezi cu adevărat, că m-ai întâlnit jurnaliști care au vrut să studieze spiritualitatea, s-au dus, a stat într-o o lună, două, într-o chestie și după aceea au zis că nu-i bună. Nu merge. Un studiu se face pe ani, nu merge. Adică nu merge pentru că nu ai cum. În primul rând sunt lucruri care scapă, sunt lucruri care nu se spun, sunt multe. Adică pot să emit o părere despre ortodoxie, măi, pentru că am stat acolo niște ani în mănăstirea aia și am căutat duhovnici mari și am mers acolo. Revenim la acest jurnalist. Bun. Ce te-a atins pe tine? Mie mi-a plăcut faptul că a avut curajul să caute, a avut curajul să experimenteze și mai ales că a avut curajul să scrie. Pentru că vă spuneam că prima oară când am scris, mi-a fost foarte greu să vorbesc despre anumite lucruri, tocmai pentru că nu aveam niște cum se cheamă, nu aveam posibilitatea să demonstrez toate cele. În Atacul Psi, mă rog, apare posibilitatea asta pentru că s-au făcut niște studii înainte. Faptul că nu s-au făcut, că s-au făcut niște studii pe tot ce ține de Reiki și alte lucruri și nu s-au făcut publicitate, m-a încurcat foarte mult. Pentru că au fost făcute de medici, au fost făcute de oameni de știință. Dar sunt acum centre medicale care este recunoscută. Germania e plină. În Franța e o controversă. Pe de-o parte au un Reiki foarte bine pus la punct. Pe de-altă parte medicina nu-l recunoaște. Adică e nebunie, e peste tot. Adică
La noi, de exemplu, au început oamenii să-și dea seama de importanță. Adică medicii, apropo de capacitatea de a te curăța, pacienții despre, eu știu, de beneficiile pe care le are Reiki-ul. Dar nu avem un sistem care să fie unitar în ceea ce privește Reiki-ul. Și asta pentru că, hai să zicem așa, din cauza neînțelegerii în combinație cu creștinismul, cu ortodoxia. La ce vârstă ai descoperit această Reiki-ul? Tehnică și cum a devenit o pasiune fundamentală a vieții tale până la urmă? Știi ce se întâmplă? Eu am ieșit, deci am fost în mănăstire, da? Știam să folosesc lumina și știam să deschid cerurile din mănăstire. Adică să deschizi dimensiunile, cum ar veni, să accesezi lumina, da? Din mănăstire. Asta am văzut. Făceam cu ajutorul cruci. Da? Numai că încărcarea mea cu lumină îmi lua foarte mult timp. Îmi trebuia cel puțin jumătate de oră să mă încarc cu lumină. Ei, în momentul în care am dat de cartea de Reiki a lui Hristenko, a domnului Hristenko, că e mai mare pe mine, și am deschis-o și îmi spunea că el reușește să încarce cu lumină cu 18 secunde, în 18 secunde am zis, clar, vreau și eu să înțeleg cum funcționează treaba asta. Să știți că prima oară când m-am dus către Reiki, m-am dus așa cu frică, pentru că noi în creștinism creștem cu ideea că totul e de la diavol, totul e rău, numai noi suntem buni, toți ceilalți sunt deviați și mai știu eu ce. Și atunci m-am dus un pic cu frică când am început să fac Reiki-ul. Pentru că noi suntem învățați că suntem singurii care avem acces la îngeri și, cum să spun eu, șansa mea a fost să văd healer american pe niște posturi de televiziune și să văd că prin ei se manifestă îngeri. Că alții au ceva care e mai bun decât tine, că te chinui, noi ne chineam. Adică, haideți să vă spun ceva. Ca să curăți pe cineva de argint viu, acum toți terapeuții curăță de argint viu. Da? Bun. Ca să curăți pe cineva de argint viu înainte să existe așa, îmi trebuiau 3 zile de post negru cu dezlegările de magie, cum mai știu eu ce, făcute după molitelnic. După ce am făcut sistemul care nu mă făcea în 5 minute. E o mică mare deosebire. Eu vreau să te întreb, până la urmă înțeleg că cel mai important pentru tine a fost să studiezi. Totul. Și ai studiat foarte multe lucruri, scuze-mă că te întrerup, vreau să știu răspunsul tău, dar este foarte interesant că observ că aceste căutări ale tale cumva parcă nu erau suficiente. În fiecare loc în care ai mers, dar parcă încă simțeai că mai ai ceva de adus, ceva de completat, ceva de aflat. Păi e foarte simplu. Pe orice cale ai merge, îți dai seama că ai o limită. Dar ajungi la o limită, dincolo de care nu se mai așa. Eram la Părintele Argatul și ne-a venit un caz, da? Și era un băiat care avea o boală degenerativă. Și a făcut moliftă, evident că nu era demon. Părintele a zis, nu e demon. Nu știu, nu e boală de aia. Era o boală degenerativă. Aia e program. Și atunci, evident că mi-am dat seama că există o limită a moliftului și a ce putea să facă părintele. Și am zis, hai, mai departe. Adică, întotdeauna găsești orice cale ai urma, la un moment dat, dacă ești onest, ajungi la un punct, terminus. Eu sunt când ceva nu mai funcționează. Când ajunge să fie și un caz aparte, exact. Care nu mai este numai, conform acelor metode, instrumente. Nimic. Și atunci, exact. Evident că e datoria ta. Eu sunt medic, da? Ca formare. Și atunci, dacă sunt medic, pe mine mă interesează, mie nu mi-e suficient că nu avem medicamentul pentru cazul ăsta. Bă, dar altfel, cum se poate face? Și asta, cred că e... Deci, orientarea către soluții. Exact. Orientarea către a găsi soluții pentru orice caz. Și atunci n-am avut o problemă să stau de vorbă cu alții, n-am avut o problemă să merg să caut în alte părți sau în alte sisteme de terapie. Pentru că eu mi-am dat seama că nimeni nu deține întregul adevăr. Și atunci, dacă vrei cu adevărat să afli un lucru, poți să-l găsești în absolut acolo unde te aștepți mai puțin.
Eu cred că totuși în momentul de față lucrurile cumva încep ușor, ușor, într-un ritm extraordinar de lent, să spunem, ca toate aceste domenii cumva să înceapă să își găsească o cumva o uniune, o... Uitați, de exemplu, pandemia asta a avut și o chestie benefică. Partea benefică a pandemiei că a făcut oamenii să stea cu ei înșiși. Partea benefică a fost că s-au intrat între niște plăți karmice rapide. Plățile astea karmice rapide au activat tot ce înseamnă emoțional. Și automat avem o buboială foarte mare pe tot ce înseamnă atacuri de panică și tot ce ține de emoțional. Ei, asta nu se rezolvă cu medicamente. Asta nu se rezolvă decât dacă începi să înțelegi ce înseamnă suflet, dacă începi să vindeci sufletul, dacă începi să-ți faci plățile karmice. Așa că toți oamenii, și plus că un atac de panică nu... Să zic eu, nu te face să stai liniștit. Nu e o boală care... Adică nu e o chestie pe care să stai că... Și e foarte posibil să ai nevoie de mai multe pârghii în funcție de ce se întâmplă acolo. Adică persoana respectivă poate avea nevoie de un pic mai multă susținere până când să poată să pășească cu adevărat, în a se cunoaște mai bine, în a vedea de unde sunt acele lucruri. Începutul este mai greu, este în general, când îți este așa mai greu, când deja ai pășit într-o zonă în care dezechilibrul a intervenit, cumva efortul este mult mai mare. Nu. Pentru persoana respectivă. Cred că oamenii nu se schimbă decât dacă le ajunge cuțitul la os. Da, din câte am văzut eu. Sunt foarte... Aș putea să spun că procentajul celor care se schimbă din conștiință sau că sunt curioși, e foarte mic. Eu am început să studiez de curiozitate. Și pentru că simțeam că există ceva dincolo de... Și vreau să știu acel ceva. Dar ceilalți, nu. Ceilalți, până nu ajung să se lovească, n-au nici cea mai mică intenție să schimbe. Ori, tocmai ceea ce s-a întâmplat și faptul că s-a trecut așa la niște plăți karmice rapide, are și o parte pozitivă. Faptul că oamenii n-au ce să mai caute în zona medicală, că acolo n-au ce să caute, că medicina n-au ce să facă cu sufletul, n-au ce să caute nici în perioada, în partea de psihoterapie, pentru că sufletul nu se reface prin psihoterapie. Și atunci trebuie găsit o arie. Și atunci trebuie să meargă către cu totul altceva. Și merge și către spiritualitate, și către Dumnezeu, și către ortodoxie. Ortodoxia nu prea mai știe ce să facă. Și cumva această uniune de care spuneam, și se duce către există toți. Există un sector, m-am putea spune. Nu e un sector, că e, cum să zic eu, din perspectiva mea, dacă un psihoterapeut începe să aibă și noțiuni de suflet, poate să fie foarte bun în rezolvarea problemei astea. Dacă un preot are noțiuni de suflet, poate să facă foarte bine, adică să ajute oamenii. Iar un terapeut sau un masor, nici cu atât mai mult. Dar faptul că omul devine conștient de sufletul lui, pe care nu-l simte decât când nu-l mai are și când îi se dărâmă tot în jur, e un lucru pozitiv. Să zic că și eu am învățat multe cu Heirupu, cu Japca. Adică ai ajuns în acest punct? Da, am ajuns în acest punct și a trebuit să fac. Au fost mai intense? Normal, pentru că vreau să știu de ce, cum se întâmplă, cum pot să rezolvi. Adică eu sunt genul, bun, am făcut tot în bine. Hai să vedem ce se întâmplă dacă o fac și a doua oară. Adică până când nu înțeleg ce se întâmplă, nu mă las. Deci aceste experiențe pe care tu, la care tu te-ai supus, până la urmă, au avut și părțile lor care ai învățat multe, chiar dacă m-am putea considera că a fost o eroare, o greșeală și nu au dus acolo unde poate te-ai fi gândit, versus cele care oricum da, au funcționat și le-ai luat mai departe. Eu am avut niște discuții cu niște colegi de-ai mei medici și mi s-a reproșat că noi medici trebuie să funcționăm după principiul primum non nocere. În primul rând să nu faci rău. Numai că
Dacă tu ai un pacient care stă de 20 de ani într-un spital de psihiatrie, bă, mai bine nu o cere un pic. Să vedem, poate îl scăpăm. Că dacă mai rău aici de atât... Aici intervenim și venim la partea de soluții. Care ar fi acele soluții? Dacă 20 de ani nu s-a găsit o soluție... Da? Vorbim de soluții până la urmă. Ar trebui să găsim și de... o soluție pentru el. Și atunci eu am avut acest curaj, nu din dorința de a face rău, din efectiv de studiu, și să văd ce se întâmplă la oameni. De-aia am făcut. Eu am mers și pe exorcizare să văd ce se întâmplă. Deci nu am avut nicio problemă de genul ăsta. Nu am fost de acord pe vremea aia. Mama și cu soția mea erau speriate de așa ceva. Eu n-am o problemă să încerc treaba să văd ce se întâmplă. Numai că nici aia nu e o soluție. Nu mai sunt de acord cu ea. Adică, din perspectiva mea la ora actuală, cea mai bună formă este de vindecare este educație. Nu exorcizare. Exorcizarea nu rezolvă problema de fond. Deci avem nevoie de cunoaștere. Cunoaștere. Adică nu vorbim de acel curaj, curaj care te împinge așa fără să ai anumite elemente, anumite principii sau știu eu, ci pur și simplu baza este cunoașterea din punctul tău de vedere. Da, din punctul meu de vedere cunoașterea. Bine, câteodată trebuie să ai un curaj. Adică trebuie să ai curaj pentru că nu știi ce se poate întâmpla. Numai că vedeți, nimic nu s-a obținut fără eforturi. Și eu cred că dacă voința ta e bună și dacă dorința ta de a face bine este înscris adânc în tine, chiar dacă, să zicem, nu greșești și faci ceva rău, sigur aia poți să o transformi într-un sens pozitiv, zicem că ai greșit. Da? Ai greșit o terapie, ai greșit o inițiere, ai greșit ceva. Sigur, ai ce experiența pe care o capeți în acel moment o să te facă să fii tu mai bun. Eu cred că pe calea asta într-adevăr trebuie să ai curaj și noi ne-am cam obișnuit să gândească alții pentru noi. Ne-am cam obișnuit să facă alții pentru noi. Ne-am cam obișnuit să lăsăm la plata Domnului, adică să fim serioși. Nu mai poți să stai în ziua de azi să aștepți să te rogi să plouă. O să faci un canal de irigație, să fim serioși, pentru că adică nu înseamnă lipsă de credință, înseamnă doar că ești înțelept. Că dacă aștept să plouă și îți moare tot și știai că o să fie, aia e prostie. Deci am putea spune că la tine un driver foarte, foarte important, așa din istoria ta de până acum și din parcursul tău, o mare pasiune este cunoașterea. Cea și ea a fost cea care te-a împins să atingi și să dezvolți, practic, atât de multe aspecte ale ființei tale. Eu cred că nu poți la un moment dat să ajungi într-un vârf, undeva, oriunde, în orice domeniu, dacă nu înțelegi și nu stăpânești acel domeniu mai la început. Nu îl stăpânești după ce ai ajuns. Nu, îl stăpânești înainte să ajungi acolo. Eu cred că ajungi într-un loc în momentul în care ai toate datele despre locul respectiv și ești dispus să faci eforturile ca să ajungi acolo. Și atunci, pentru mine a fost foarte important să înțeleg un domeniu. Să știți că, apropo de cerut ce-mi doream eu, eu am cerut foarte multe în viața mea. Și am cerut să înțeleg, să aflu, să fac o grămadă de chestii. Pentru că am știut că dincolo de ce poți să faci tu, e ceva care te împinge. Și pe mine m-a interesat, am înțeles, mă, eu sunt om, sunt mic, sunt slab raportat la planeta asta, sunt așa. Dar clar există ceva care te poate împinge, că îi spune Dumnezeu, că îi spune univers, energie universală, cum vreți să-i spuneți, fiecare cum vrea. Dar știu că există acel ceva care te împinge. Sau care te face să crești până la sau urmă. Sau care te face să crești
să evoluezi, să. Și intenția mea a fost cum fac să mă folosesc de acel de ceva, ca de un val, ca să mă dau cu plăcuța mea de surf. Adică, da, am făcut multe și la un moment dat, după prima carte, o elevă de-a mea mi-a zis, zice, mă, după ce ți-am citit prima carte, mi-am dat seama că eu n-am trăit degeaba. Că eu am trăit degeaba, că n-am făcut nimic în viața mea. Și acum, mă rog, trăiește din plin. Dar, ca idee, mi-am dat seama că nu poți să înțelegi un lucru dacă nu experimentezi. Nu poți să spui ceva despre ceva dacă n-ai fost acolo. Și rămâi până la urmă limitat dacă limitat nu... la crezurile tale. Da, experiența te face să poți să fii un trăitor și să fii unul care poți să spui, da, eu am studiat și plângăciunea inimii și pot să spun o părere. Și de ce aș face și de ce n-aș face. Asta este pentru că știu, am trecut pe acolo. Pot să spun de ce aș face un lucru sau când l-aș face și de ce nu l-aș face și de ce nu l-aș face. Dar ceea ce te face până la urmă să fii cu adevărat autentic este această trăire și experimentare personală. De asta eu cred că pe calea asta și spirituală și cel mai important lucru este să ce trăiești tu. Și mai nou am organizat un grup de elevi de ăștia mai mari ca ai mei. Am luat 50 de persoane. Și am plecat în Egipt. Și am zis, haide să vedeți cum este vacanța mea. Și am făcut cu ei tot ce am. Deci au stat o jumătate de zi la hotel. Din 10. Și atunci au intrat în partea ta de antrenament. Au plecat în partea mea de antrenament. Deci imaginați-vă că am avut maestre de ale mele care au peste 60-65 de ani și care au urcat Sinai pe jos. Adică, dar știți că toată lumea după ce s-a terminat, noi când mai plecăm? Pentru că am zis, băi, voi nu știți să trăiți. Și vorbim de aceste experiențe care ne îmbogățesc, practic. Toate. Adică am zis, haideți să vedeți cum se transformă o excursie, o vacanță, ceva turistic, într-un act spiritual. Și am zis, uitați, mergem de aici, facem asta. Și am înțeles că absolut orice, asta a fost ideea, absolut orice se poate transforma într-un act spiritual, dacă ai înțelepciunea să știi cum. Și dacă îl treci până la urmă cu cea mai mare deschidere, cu cea mai mare prezență și la cea mai mare bucurie și intensitate a clipei până la urmă. Și acestea rămân, practic, acele memorii care te hrănesc și cu asta plecăm până la urmă. Cu asta plecăm. Asta le-am și spus, voi nu trăiți, sunteți morți. Hai să vă arăt ce înseamnă să trăiți cu adevărat. Pentru că ceea ce te face să mergi mai departe este exact asta. Eu, de exemplu, nu pot să trăiesc decât prin proiect. Adică, spuneam, o carte, mi-am propus ceva, să studiez despre îngeri. Am terminat-o. Adică nu înseamnă că mi-a terminat studiul față de îngeri. Ba, și ai nevoie de un obiectiv. Am nevoie de un obiectiv. Și ceva. Tot timpul îți faci un... Asta este stilul tău. Îți setezi următorul obiectiv. Cumva te duce cel mai rapid până la urmă către ceea ce tu îți propui. Exact. Deci aveam un profesor care spune așa. Băi, dacă nu vă stabiliți niciun obiectiv, n-aveți unde să ajungeți. Deci ca o corabie de aia fără pânze, fără cârmă, care nu aveți un port nici de unde plecați, nici de unde vreți până să ajungeți. Până la urmă, așa mergem și către cărțile, specialiștii, oamenii, exact. căutând pe ținta pe care eu ne-am propus să o atingem. Pe domeniul pe care mi l-am propus. Îți mulțumesc tare mult. Timpul a trecut extraordinar de repede. Îți mulțumesc pentru tot ce ai împărtășit și că ai fost aici alături de noi. Te mai invităm cu mare drag dacă dorești să vii la noi emisiuni și până atunci, dragi telespectatori, vă urăm tot ce mai bun, vă dorim să fie o inspirație pentru voi această emisiune, să luați cu voi ceea ce simțiți că aveți de dus mai departe și de a vă clădi acea țintă de care spuneam acum la final, așa cum sufletul vostru vă dorește. Până atunci, vă doresc tot ce mai frumos și bun și ne revedem cu drag săptămâna viitoare. Pe curând! La revedere!